Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta laptopul Acer Aspire 5 A515. Un laptop cu un design clasic dedicat în special productivității. Și acum, haideți să trecem la unboxing. Cutia în care vine laptopul este destul de bine compartimentată și veți vedea și voi chestia asta în minutele ce urmează. Undeva pe laterală avem punga cu accesorii, care conține următoarele. O să încerc să nu foșnesc toată chestia asta și sper să reușesc. Avem alimentatorul de priză, transformatorul și mai avem cablul de alimentare. Care este acesta? Le vom monta și vom pune laptopul la încărcat imediat. Dar acum, haideți să scoatem laptopul de aici. Să vedem cum ne descurcăm cu spațiul limitat pe care l-avem deocamdată pe birou. O să strâng cutia totuși. Și acum haideți să vedem. Laptopul este foarte bine ampalat, ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că nu am vrea să se deterioreze în urma transportului. Pentru că, până la urmă, este un laptop destul de bun. Și chiar frumos, după câte observ acum. Îmi place foarte mult culoarea, dar mai multe lucruri despre acest laptop vă voi spune în minutele ce urmează. Laptopul Acer Aspire 5 A515 este un laptop dedicat în principal productivității și consumului de conținut multimedia. Având un procesor Intel Core i7-7500U cu un accelerator grafic Intel HD Graphics 620 și 20 de GB memorie RAM DDR4. Ca stocare avem un hard disk de 1 TB și un SSD de 256 de GB. Ecranul are o diagonală de 15,6 inch, fiind un panou IPS cu o rezoluție de 1920x1080. Iar autonomia poate ajunge până la 12 ore, având o baterie generoasă cu 4 celule litiu-ion. Din punct de vedere al conectivității, laptopul stă destul de bine. Avem două porturi USB 2.0, un USB 3.0 și un USB Type-C. De asemenea, pentru conectivitatea audio, avem la dispoziție un port de 3,5 mm audio jack combo, care ne permite să conectăm fie un microfon, fie o pereche de căști sau de boxe. De asemenea, avem și un port Ethernet pentru conectare la internet prin cablu, un HDMI și un cititor de carduri SD. Aspire 5 A515 este un laptop ce se adresează productivității. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. O zic mai bună vă doresc, la revedere!